Vica Blochina, ote de la Survivor România 2023. A leșinat și e în stare foarte gravă. Survivor România 2023 s-a dovedit a fi o competiție greu de îndurat. Vica Blochina este cea care a ajuns într-un punct în care a cedat. Faimoasa a căzut din picioare și a avut nevoie de îngriji medicale. Marți 24 ianuarie 2023, Vica Blochina a ajuns la epuizare condițiile aprige de la Survivor România și-au spus cuvântul. În timpul probei pentru imunitate, faimoasa a leșinat și a fost transportată pe brațe de către colegii ei până la cadrele medicale. Totodată Vica a mărturisit că nu își aduce aminte ceea ce s-a întâmplat și care este motivul pentru care a leșinat, însă acuză dureri de cap și lipsă de vlagă. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu am avut putere în mâini și în picioare mă doare foarte tare capul. Experiența survivor este foarte grea pentru mine. În momentul ăsta vreau să plec acasă. Sper să mă fac bine să pot să intru la joc. Mă simt foarte bine datorită colegilor mei care m-au ajutat să-mi revin, a spus Bica Blochina în Consiliul de la Survivor. show Survivor România scoate la suprafață fricile concurenților. Unii se simt atât de neputincioși, încât au nevoie de consolare. Este și cazul unui concurent din echipa războinicii, care s-a simțit singur și neajutorat, drept pentru care a avut nevoie de o consolare. Este vorba despre Răzvan Danciu. Războinicul a avut un moment de vulnerabilitate, iar colega lui Andreea Moromote a avut grijă ca el să nu resimtă atât de tare lipsa unui adevărat prieten. Cei doi s-au retrat într-un colțișor al taberei și au vorbit despre stările ce le pune răbdarea la încercare. Ce realizez aici este că nu există nimic mai de preț decât familia, a spus Răzvan în cadrul emisiunii.